Haideți să vedem următorul exercițiu. Ni se spune să fixăm un punct A și întreabă câte drepte putem duce prin acel punct. Păi haideți să luăm rigla și să începem să ducem drepte. Să vedem cam câte putem duce. Ducem o dreaptă, mai ducem încă una. Mai ducem încă una. Când terminăm? Păi dacă continuăm ritmul ăsta, poate peste 3 zile și 3 nopți. Nu avem cum a terminat vreodată. Putem să ducem așa oricâte drepte, vedeți? Niciodată nu vom termina. Ați putea zice, dar la un moment dat am umple tot cu verde. Nu e adevărat. Întotdeauna dreptele sunt foarte, foarte subțiri. Întotdeauna între două drepte pot să mai duc încă una apropiată de ea, la foarte mică distanță. Deci, cu alte cuvinte, vedem că putem duce o infinitate de drepte. De drepte. Printr-un singur punct. La exercițiul următor, în schimb, este un pic diferită cerința, și anume că avem trei puncte distincte, două câte două, și ne întreabă care este numărul minim de drepte determinate de cele trei puncte și numărul maxim. Haideți să vedem la exercițiul 3. Deci avem trei puncte. Cum le putem desena? Păi desigur, fiind trei, ele ar putea să fie coliniare, o variantă, sau varianta a doua,